Pentru că nu știu sau pentru că ignoră total până în momentul în care se îmbolnăvesc, dâmbovițenii nu par deloc interesați de analizele de rutină pe care le pot face gratuit. Adică în scopul prevenției, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, fiecare asigurat are dreptul la analize de rutină la 3 ani sau chiar o dată pe an, în funcție de grupa de vârstă. De la 2 la 5 ani, 6-11 ani, 12-17 ani, până la 40 și peste 40 de ani. Este bine să ne cunoaștem starea de sănătate și în câteva aceste investigații care sunt, cei drept că nu sunt multe, dar sunt edificatoare pentru prevenție. Peste 40 de ani sunt hemoleocogramă, VSH-ul, glicemia, colesterolul, deci grăsimile, electroforeză, care înseamnă ficat, creatinină, care înseamnă rinic. Pentru bărbat, foarte important și chiar vreau să menționez, PSA-ul, care înseamnă starea prostatei, iar pentru femeie, sunt două analize care ne arată starea glandei endocrine. Chiar dacă pacientul nu trebuie să plătească nimic, medicii de familie sunt puși în fața unei situații de neînțeles, pentru că puțini sunt cei care se prezintă să solicite bilete de trimitere către laboratoarele de analize. De asemenea, specialiștii în sănătate reamintesc populației că anumite boli pot fi prevenite dacă se fac investigații periodic. O să ne dăm seama că, pe de o parte, noi am greșit că beneficiam de ele, că nu m-am dus acum un an, 2, 3, 5, 10 ani când puteam să merg și mă găsesc o tensiune mare, mă găsesc cu glicemie mare, deja sunt hipertensiv, deja sunt și diabetic și n-am știut, cine știe de când, și cu niște complicații. Durata biletelor de trimitere este de 3 luni.